N-am vrut să mă amestec în treburile interne, cum se zice. Dar am avut câteva ieșiri publice în care la ultima a spus, de exemplu, e cazul să existe unul, doi parlamentari pentru vasălăvenii care locuiesc în afară. Să fie portavocea lor. Asta cerem și noi. Este vorbește de minister. Nu o să fie niciodată așa ceva. Eu vreau să vă zic o chestie. În momentul în care se adună la vreo 100 și ceva de persoane, aproximativ, 30 de țări, normal să încep niște comisiuni care au ecouri, direcții și... E ca la biserică. În biserică, când ai și te ajută, și faci tot ceea ce făceai înainte de a intra în biserică. Este un lucru simplu. Și până la moment nu avem cum să fiecare dată bate cloburi, care e nevoie de instituții, de persoană care să ne înțeleagă. Chiar de multe ori am sugerat domnului ministru să angajeze persoane care cel puțin au fost și s-au întors. Sau care au legături, ceva lucrat în grează cu niște lume, de acolo nu are idee despre ce vorbești, nu are idee despre ce probleme comunităm noi. Deși, Republica Moldova trăiește datorită remitenților. Exact. Deci dacă într-o zi s-ar hotărâ să se taie brusc așa, s-ar duce la fund. Nu are niciun fel de economie, e terminată 0-0. La voi aici au venit consuli, ambasadori, v-au vizitat, s-au venit cu voi. Am vizitat noi. Deci după ce am strigat noi în gura mare că avem nevoie, după ce au observat că pentru că după ce ne sesizam noi și începeam careva acțiuni, s-au mai trezit câteva țări și chestia spune că să luăm clare. Câteva comunități din câteva țări, da. Și după ce au văzut că ăștia, dacă strigă tare, mai aud și se mai primesc așa, au început să răspundă la strigătele noastre și am duceam consul, dar iarăși din banii noștri, adică noi plăteam sala, el venea și am. Și vine dat pe lună și după 2 ani de așteptări și am reușit totuși de la 1 ianuarie să avem consul în Paris. Și dacă nu putea să meargă pe lună. Care s-a dat dosarul pe masă, fără ca să știm noi și nu, dar zici că i s-a pus, s-a dat documentele, dar i s-a dat așa. Hai ducește. Păi da. Adică i-a trimis cineva, pleci, ești, dar a venit consul de la Londra fără să anunți comunitatea basarabienilor. A venit consul de la Londra și-a făcut treaba ce a avut de făcut, l-a sunat, l-a chemat. Domnul a venit, că na, ce știi eu, a sunat consulul, poate na, este. A venit, asta i-a dat documentele, așa, n-au zis că ești tu consul Norisca, iar de aici, par. Na. Noi care atât am așteptat și pentru noi era un lucru și am avut înțelegere cu dumneavoastră. Nu am avut niciun interes, credeți-mă. Am avut înțelegere. Cât aveți voi cunoștințe despre modul de a face politică, dar noi, atât timp cât nu reprezintă comunitatea din Irlanda, ca și comunitatea română din Irlanda, până în 2009 nici n-a fost nimeni pe aici. În 2007 a fost o finanțare. Dom'le, hai să-i finanțăm și pe aia pe acolo, că la capătul Europei, hai să le dăm și lor o finanțare. Au fost o finanțare pentru Ziua Națională a României de vreo 7.000 sau 10.000 de euro prin 2005-2006. Și de atunci, sănătate. Am fost cu proiectul la București personal din banii mei de vreo 3 ori, m-am întâlnit cu o domnișoară de acolo. Foarte bun proiectul, așa, și mă lasă cu o săptămână înainte de a fi Ziua Națională, după ce am făcut cheltuieli. Trebuiau vizi, trebuiau bilete de avion, trebuia cazare pentru toți cei care trebuiau să vină, spune. A, domnul Gureanu, știți, proiectul a trecut de prima verificare, este proiectul, este ok, dar nu vi-l putem aproba pentru că nu avem bani. Știți, în bucătăria, a început să mai cu bucătăria internă, doamne, nu mă interesează bucătăria internă. Eu am făcut plățile de pe cartea de credit, trebuie să achit banii. Domnule, ne pare rău și m-a lăsat așa, 20.000 de euro cheltuiți cu Ziua Națională. A fost, păi, cu aduci din România, plătești biletele de avion, plătești cazarea, plătești sala. Sala de la hotel unde a fost Ziua Națională a costat 1.600 de euro plus TVA-ul. Deci o sală de hotel de 5 stele, unde încap 400 de oameni, nu-i... La Dublin astea sunt prețuri, sau cel puțin atunci erau așa prețurile. Aici probabil este gratis pentru...